Politologul Corneliu Ciurea a menționat că președintele Sandu a înaintat candidatura lui Grosu fără unele intenții serioase. Mai mult, acesta subliniază că Igor Grosu a respirat ușurat când a aflat că din lipsă de cvorum nu va veni în Parlament să ceară vot de încredere. Ana должна пойти на обсуждение консультации с парламентскими фракциями, с парламентским большинством. Она может не принять во внимание мнение парламентского большинства и обратиться в Конституционный суд, но тем самым всю тяжесть ситуации и ответственность за кризис она перебросит на сторону Конституционного суда, и уже Конституционному суду будет очень сложно решить в ее пользу. Поэтому, я думаю, есть всего лишь два варианта. Или Майя Санду одумается и уступит парламентскому большинству, и это не будет поражением политическим, это будет просто пониманием сложившейся ситуации, либо если она не захочет войти в ситуацию, то тогда вся тяжесть политического решения ляжет на плечи Конституционного суда, который не является чисто политическим органом, но ему придется будет взять ответственность за решение на себя. При сложившейся ситуации, что досрочные выборы – это не вариант для Молдовы. Expertul Valeriu Reniț a declarat pentru Accent TV că înaintarea lui Igor Grosu a fost un proces mimat din start și că urmărește alegerile anticipate cu orice preț. Reniț spune că anume din acest considerent, țara s-a pomenit în capcane constituționale, din care însă și înalta curte nu poate ieși. Тоже появление сегодня господина Гросу с программой, которую он почему-то не со своей программой, а с программой, которую одолжил у госпожи Гаврилицы. Эту программу, на эту программу уже наложили как бы вето, поставили оценку ноль. И он почему-то выходит с этой программы. Что это значит? Это значит, что он не хотел, чтобы за это правительство голосовали. И тот факт, если верить господину Слусарю, что он подошел за несколько минут до голосования и попросил, чтобы не голосовали, и сказал, что ПАС не будет голосовать, ну, это нам не нужны больше доказательства имитирования процесса и двойных стандартов. Нету очень основательных выводов для того, чтобы сказать, что досрочные выборы неминуемы, потому что Конституционный суд оставил как бы маленькую такую лазеечку для того, чтобы большинство парламентское смогло все-таки попробовать. Я думаю, что попробовать, если это не фейк, то попробовать выдвинуть все-таки своего кандидата Головатюка на пост премьера. Și constituționalistul Victor Pușcaș a declarat pentru Sputnik Moldova că președintele nu poate să dizolve parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate până când nu va consulta fracțiunile parlamentare și până când nu va primi avizul pozitiv de la Curtea Constituțională că există asemenea circumstanțe. În timpul consultărilor ar putea fi propus pentru funcția de premier candidatul majorității parlamentare. Pentru a ridica problema dizolvării parlamentului trebuie să consulte fracțiunile parlamentare. Așa e scris în articolul 85 aliniatul 1 din Constituție. În timpul consultărilor, majoritatea parlamentară, dacă ea există, poate să înainteze candidatul său. În Constituție este scris că președintele poate, adică nu e obligat, deși au expirat aceste 3 luni de zile. Asta este o ferestruică recunoscută printre altele prin hotărârea Curții Constituționale. Și ministrul Justiției Fatei Nagachevski consideră că parlamentul nu poate fi dizolvat în condițiile în care majoritatea parlamentară își dorește învestirea unui guvern. Într-o postare publicată astăzi pe pagina sa de Facebook după tentativa eșuată de învestire a executivului Grosu, Fadei Nagachevski a amintit că Moldova este un stat parlamentar și nimeni nu se poate opune majorității legislative. Suntem republică parlamentară. În Parlament există voința politică a unei majorități pentru învestirea unui guvern. Toate poveștile despre 2 tentative și 3 luni sunt irelevante în condițiile existenței voinței
formației politice pentru învestirea guvernului. Orice tentativă de dizolvare forțată a unui parlament ce are voință politică pentru învestirea guvernului are drept scop efect adâncirea crizei constituționale sau crearea unei noi crize și poate fi chiar considerată o violare a obligațiilor constituționale a președintelui ca putere neutră. Amintim că Igor Gros urma să vină astăzi în parlament pentru a-și prezenta garnitura de miniștri și programul de guvernare. Intenția acestuia a eșuat din cauza lipsei de quorum.